Ieri, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată cu privire la un eveniment rutier produs în comuna Bălești. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier și secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, care au stabilit faptul că un bărbat de 41 de ani din comuna Bălești, în timp ce conducea un autoturism pe DN67 Bălești din direcția Motru-Târgu Jiu, s-a angajat în depășirea neregulamentară a unui autoturism condus de un bărbat de 51 de ani din orașul Târgu Cărbunești, care se deplasa în aceeași direcție și se afla oprit în spatele unui alt autoturism care efectua virajul la stânga. Autoturismul condus de bărbatul de 41 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism ce se deplasa din sens opus, condus de o femeie de 42 de ani din comuna Bălești, ulterior fiind proiectat în autoturismul oprit. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto de 42 de ani, fiind transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiști au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului. La data de 11 octombrie anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată cu privire la un eveniment rutier produs în comuna Bălești. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier și secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, care au stabilit faptul că un bărbat de 41 de ani din comuna Bălești, în timp ce conducea un autoturism pe DN67 Bălești din direcția Motru-Târgu Jiu, s-a angajat în depășirea neregulamentară a unui autoturism condus de un bărbat de 51 de ani din orașul Târgu Cărbunești, care se deplasa în aceeași direcție de mers și se afla oprit în spatele unui alt autoturism care efectua virajul la stânga. Autoturismul condus de bărbatul de 41 de ani a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa din sens opus, condus de o femeie de 42 de ani din comuna Bălești, ulterior fiind proiectat în autoturismul oprit. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto de 42 de ani, fiind transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.